Bună seara și bine v-am regăsit, dragi radioascultători, la o nouă emisiune Ortodoxia Fântâna Vieții. Sunt Mihai Nevodar și voi fi gazda dumneavoastră în această seară. Avem bucuria de a avea invitat la această ediție a emisiunii noastre pe părintele Dr. Bogdan Chiorian, care îi spunem bună seara și bine ați venit. Bine v-am găsit! Dragi ascultători, cred că ar fi util să menționăm faptul că părintele Bogdan Chiorian este doctor în teologie la disciplina spiritualitate, cu o teză coordonată și sub îndrumarea părintului Mitropolit Andrei. De asemenea, este director și preoslujitor la Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca și un lucru poate inedit și interesant pentru un preot, părintele are o dublă specialitate, este absolvent atât de teologie, dar și de medicină, fiind și cadru didactic asociat la Universitatea de Medicină și Farmacie din cluj -Napoca. Părinte Bogdan, așa cum cutuma acestei emisiuni ne cere, v-aș invita prima dată să lecturăm textul Sfintei Evangheliei de astăzi, după care o să vă rugăm, plecând de la textul Evangheliei și de la mesajul acestei duminici, deosebit de important, una dintre cele mai mari sărbători ale bisericii noastre, să ne spuneți care considerați dumneavoastră că ar fi principalele mesaje ale acestei duminici. Desigur, este vorba de câteva versete din Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, din capitolul 12. Deci, cu șase zile înainte de Paști, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, pe care îl înviase din morți. Și au făcut acolo o cină și Marta sluja iar Lazar era unul din cei ce ședeau cu el la masă. Deci Maria, luând o literă cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Isus și le-a cu părul capul ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Iar Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii lui care avea să-l vândă, a zis, Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu 300 de dinari și să-i fi dat săracilor?" Dar el a zis aceasta nu pentru că era grijă de săraci, ci pentru că era furș, și având punga luat din ce se punea în ea. A zis deci Isus Laso că pentru ziua îngropării mele l-a păstrat. Că pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Deci mulțime mare de iudei au aflat că este acolo și au venit nu numai pentru Isus, ci să vadă și pe Lazar care îl înviase din morți și s-au sfătuit arhierei ca și pe Lazar să-l omoare căci din cauza lui mulți dintre iudei mergeau și credeau în Isus. A doua zi, mulțime multe care venise la sărbătoare, auzind că vine Isus în Ierusalim, au luat ramuri de finic și au ieșit într un întâmpinare a lui și strigau, O sana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului Împăratul Israel. Și Isus, găsind un asint tânăr, a așezut pe el precum este scris, Nu te teme, fica Sionului, iată împăratul tău, vine șezând pe mânzul asinei. Acestea nu le-au înțeles ucenicii lui la început, dar când s-a prea preaslăvit Isus, atunci și-au dus aminte că acestea erau scrise pentru el și că acestea le-au făcut lui. Deci da mărturie mulțimea care era cu el când l-a strigat pe Lazar din mormânt și l-a înviat din morți, de aceea l-a și întâmpinat mulțimea pentru că auzise că el a făcut minunea aceasta. Desigur, este o evanghelie care ne provoacă în foarte multe direcții și însă sărbătoarea de astăzi, modul în care mulțimea îl ovaționa pe Hristos și vrea să-l pună împărat, ne provoacă spre a spune în primul rând că firea umană este deosebit de schimbătoare, deosebit de versatilă și că diferența dintre sana și răstignește este de doar 5 zile. Pe de altă parte, încă din primele versete, vedem că i-au făcut acolo în Betania cină, și Marta sluja. Un alt episod în care o vedem pe Marta că slujește. Se pare că e picat are bine atribuția aceasta de a sluji. Mai știm, într-un episod, în, într-o Evanghelie de la sărbătorile Maicii Domnului, în care de asemenea Marta, Sesilia să facă o spățmare. Și vedem de asemenea pe, pe Maria că și de data aceasta își alege cumva și alege cumva partea cea bună. Lazar era unul dintre cei ce ședeau la masă. Era, să zicem, proaspăt în viață. Toată lumea vrea să-l vadă, toată lumea vrea să vadă un, un, mort înviat care, iată, ședea la masă, se comporta, se comporta absolut firesc. Și Maria, spune evanghelistul, în -litră, cu mir de nard, curat de mare preț a uns picioarele lui Isus. Într-o altă Evanghelie paralelă se spune că era un vas mare de alabastru pe care Maria l-a spart. L-a spart. Uh, mirul, nardul de mare preț se ținea în vase uh, de felul acesta de, de alabastru, o piatră semi prețioasă, erau foarte bine sigilate, costa foarte mult, vedem mai încolo că era vorba de 300 de dinari, echivalentul aproximativ a 300 de zile de muncă în contextul în care se câștigă aproape un dinar pe zi și aflăm că Maria nu a mai avut răbdare să-l deschidă, ci la spart. Cumva, câteodată când Dumnezeu îți face o bucurie foarte mare, ai comportamente, am zice, la prima vedere exagerate sau, sau manifestări necugetate, poate chiar lipsite de oarecare simț al formalităților și Iuda Iscariotianul, unul dintre ucenicii care avea să-l vândă, a zis pentru ce nu s-a vândut birul acesta cu 300 de dinari să-i fi dat săracilor. Tot așa în Evanghelie paralele se spune că de fapt mai mulți dintre ucenicii care erau la masă și-au pus întrebarea asta. O întrebare legitimă oarecum. O întrebare legitimă pentru că așa cum am spus prețul... Pentru mintea, mintea pragmatică. Exact. Pentru cei care vor să contabilizeze totul, să pună totul sub microscop, o întrebare pragmatică, cum ați spus. Dar, parcă cumva, probabil și până atunci, dar și de atunci încoace, această atitudine a rămas ca un argument, ca un lait motiv în mintea societății. Nu neapărat când se construiește o biserică, dar mai cu seamă atunci, întâlnim argumentul acesta. Cu banii respectivi se putea face un spital, de exemplu. E bine, vreau să vă spun că lucrând în, în, în domeniul sanitar, vă spun că și dacă se face un spital, există aceeași poveste. Cu banii aceștia se putea face un stadion. Și dacă se face un stadion, cu banii aceștia se putea face o autostradă. Și exemplele, exemplele pot continua. Dar Evanghelia e, e foarte sensibilă și Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ține să menționeze și motivul pentru care de fapt, ne arată că gândirea lui Ioan nu era una neapărat pragmatică, cât mai, degabă, mai degrabă una, una vicleană. Zice că a zis aceasta nu pentru că era grijă de săraci, ci pentru că era fur și având punga luat din ce se punea în ea. Și la fel aș continua pe, pe, pe același model al exemplelor pe care le-am dat. De foarte multe ori, oamenilor nu le e de banii respectiv, ci din diverse din diverse alte uh, interese ascunse, viclene, pentru că până la urmă e nevoie și de biserici, e nevoie și de spitale, și de stadioane, și de autostrăzi, toate fac parte din viața noastră și nu surclasează, uh, nu se surclasează reciproc. E, apoi zice Iisus, Lasă că pentru ziua îngropării mele l-a păstrat, că pe săraci totdeauna aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. E tare interesant să menționăm faptul că era celor obicei al ungerii cu mir, a trupului uh, unui, unui decedat, ci pentru că uh, Hristos a fost luat de pe cruce vineri seara, înainte de apusul soarelui, pentru că dacă trecea apusul soarelui, deja era considerată ziua sâmbetei, când uh, în zona respectivă, în contextul respectiv, nimeni nu avea voie să lucreze. Cumva Mântuitorul a știut dinainte și, și a profețit lucrul acesta și a spus Laso că pentru ziua îngropării mele a păstrat. Adică acest mir care era turnat pe, pe capul și pe picioarele lui Isus era cumva uh, pentru, pentru ziua îngropării sale când nu mai n-a mai fost timp uh, de, de așa ceva. Da, mi-aduc aminte că la anumiți exegeți se găsește o simbolistică foarte frumoasă aici legată de acest uh, mir. Unul dintre simboluri ar fi acela care arăta regalitatea Mântuitorului. Știm că regii, în momentul în care erau instalați, erau unși la propriu cu mir, exact așa cum s-a întâmplat și în cazul acesta pe care noi îl discutăm. Iar al doilea simbolism ar fi foarte uh, frumos legat de de acest, uh, de acest mir, și anume că Isus ar fi arhiereu pentru că este, Iisus Hristos se aduce ca și jerfă. El însuși zice în acest verset 7, las o că pentru ziua îngropării mere, mele l-a păstrat, arătând că El de fapt se va jertfi uh, pentru, pentru noi și pentru a noastră mântuire. Mi-a plăcut foarte mult interpretarea aceasta simbolică, e adevărat, dar frumoasă și foarte, foarte profundă. Aș vrea de asemenea să le reamintesc ascultătorilor noștri că pot auzi, asculta emisiunea noastră, atât pe pagina de Facebook, Radio Renașterea, cât și pe undele radioului nostru, și de asemenea ne pot transmite întrebările lor plecând de la această Evanghelie la numărul de telefon 0264-596-500 sau pe pagina noastră de radio, pe pagina de Facebook a radioului Renașterea. Mergând mai departe cu, cu, interpretarea acestui text, unde considerați că ar fi important să, să, mai zăbovim pentru a avea un mesaj totuși actual creștinilor din zilele noastre. Mai este o idee interesantă, faptul că în versetul 10 se spune că s-au sfătuit arherii ca și pe Lazar să-l omoare. A făcut Isus tare multe minuni. Au fost atâți oameni vindecați, au fost atâtea minuni ale înmulțirii pâinilor și câte și mai câte. Dar parcă minunea aceasta cu Lazar i-a tulburat foarte tare. Probabil că Lazar era un om foarte cunoscut. Dacă ne ducem aminte, în momentul în care Lazar a murit, la un moment dat, în Evanghelie se spune faptul că foarte mulți iudei au venit să, să, le compătimească cumva, să aducă mânghiere surorilor sale Marta și Maria. Și de asemenea, așa cum au venit să-l vadă, să-l vadă în carne și oase, să-l vadă în viat, vă dați seama să încercăm să, să, facem un exercițiu de imaginație, să știm că un apropiat de al nostru a murit și apoi a înviat și că e undeva la o cină, e la o masă, măcar de curiozitate, toți am dat năval acolo să-l vedem, să punem mâna pe el, să-l întrebăm ce a simțit, cum a fost, cine știe câte s-o fi întâmplat acolo. Și bineînțeles că lucrul acesta pentru arhierei vremii nu era, nu era, nu era un atuș. Atunci s-au sfătuit, spune aici în versetul 10, s-au sfătuit ca, ca, și pe Lazar să-l omoare, căci din cauza lui mulți dintre iudei mergeau și credeau în Isus. Adică era cumva evidența aceasta unui mort în viat, era, era, atât de mare încât era aproape imposibil, imposibil, să nu crezi. Și, și în contextul zilelor noastre, Anumite minuni, anumite binefaceri pe care Dumnezeu uh, ni, ni le trimite uh, sunt, sunt puse cumva așa într-un cont de umbră, uh, tocmai din cauza unora care se tem ca nu cumva oamenii să creadă să creadă și mai mult. Și apoi, sigur, ultima idee, și probabil una, una tare interesantă și de care ar trebui să ținem cont: faptul că cei care au ieșit în întâmpinarea lui ce ziceam la început îi striga o sanale, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului Împăratului Israel. Îl vroiau, îl vroiau, împărat pentru că era un împărat foarte, să zicem în ghilimele, profitabil. El cel care putea să înmulțească atâtea pâini, să satura oameni din atât de puțin, să ce bolnavi, să învieze morți, iată. Și atunci li se părea că ar fi, ar fi o idee foarte bună. Doar că trebuie să avem tare mare grijă și în zilele noastre la, la efectul acesta de masă. Aceiași oameni care au strigat osanale, aceiași oameni au strigat și răstignește-l. De obicei, când există mase, cei care studiază psihologie organizațională știu că în, în psihologia asta, aceasta a grupelor, a maselor, în momentul în care individul se confundă cu masa, Uitați-vă când, de exemplu, pe un stadion Dacă ar fi unul singur în tribună Să fiți sigur că nu s-ar manifesta în modul în care se manifestă când e 30.000, de exemplu Efectul de masă e, e copleșitor bine. E copleșitor și uh, s-ar putea să te ducă în, în, direcții, în direcții nu neapărat verice Să nu te ducă în niște direcții foarte, foarte reale și foarte bune și eu de obicei, când văd anumite proteste, anumite manifestări, manifestații, cum să le numim, am dubii referitoare la cât sau la câți dintre acei oameni care participă acolo chiar cred ceea ce scandiază anumite. Sau curente, nu? Anumite curente împotriva sau mișcări care de foarte multe ori ne duc întreaga societate, o duc într-o anumită direcție. Și ar trebui să ne punem întrebarea ce se află în spate, care este interesul din spatele acestei, din spatele acestei mișcări. Pentru că de cele mai multe ori vedem că nu suntem statornici, exact cum nu au fost statornici nici iudeii de odinioară în, mă rog, o ovaționarea pe care o duceau Mântuitorului. Lipsa de statornici e, e o mare problemă în toate domeniile vieții noastre, nu doar la nivel spiritual, și lipsa de statornice, lipsa cuvântului. Nu spune Scriptura să fie voce este da-da și ce este nu-nu. Adică trebuie să fie foarte clare, să nu fie atâtea nuanțe. Mă gândesc numai la un aspect pe, pe plan juridic. Nu sunt atâți oameni care deși um, fac anumite fapte reprobabile și ar trebui condamnate legal, se găsesc anumite variante, anumite nuanțe ale legii, nu vreau să intru în detalii pentru că chiar nu nu cunosc domeniul acesta, nu sunt în domeniul acesta deloc, dar așa la nivel, să zicem, foarte laic, prin anumite subterfugii reușesc să, să, să scape, să, să eludeze legea și atunci sigur că e tare bine ca să fim statoni și cuvântul nostru să fie, să fie cuvânt. Da, și dacă ar fi să să mergem un pic mai departe legat de personajele. De, de fapt avem două, două, tablouri frumoase, dacă ar fi să folosim această, ce descriere. Pe, pe, de o parte avem Cina, pe, de care, de care ne-ați vorbit, la care Maria participă și, și sparge acest vas de cu, cu mir de alabastru. Și de asemenea avem tabloul intrării triumfătoare a Mântuitorului Isus Hristos în Ierusalim. Și mergând mai departe, v-aș întreba, ne-ați vorbit despre, despre mulțimi, v-aș întreba care este totul simbolistica intrării Mântuitorului pe un mânz de asin. Știm că textele Scripturii, de asemenea și tradiția, ne spune că Mântuitorul nu intră pe un cal alb, așa cum s-ar cuveni unui împărat, și intră pe un mânz de asin. Care ar fi această simbolistică? De ce alege Mântuitorul să intre pe un mânz de asin? Poate calul era și un simbol al luptei, al nu, nu, nu aducea ideea aceasta de pace. Pe de altă parte, în anumite interpretări patristice se spune că de fapt a venit pe mânzul asinei și nu chiar pe asină pentru că mânzul acesta nu fusese călărit niciodată și era cumva mai, mai ascultător spre deosebire de, de Asină și spun Sfinții Părinți că mânzul ar fi popoarele păgâne și, și Asina ar fi poporul iudeu care era mult mai greu de, de stăpânit și, și, de condus. Nu o singură dată în Sfânta Scriptură ni se spune că Hristos ne atenționează adesea pe, pe tema asta, că uh, mulți de la, din, din, alte părți, de la răsăriști și de la apus, vor veni și vor sta la masă și, și cei din, din poporul ales vor fi, vor fi zgoniți. Așadar, e, e încă o dată până la urmă și adresabilitatea universală a Evangheliei și, pe de altă parte, posibilitatea ca fiecare din orice colț al lumii, indiferent de contextul istoric sau geografic în care, în care a trăit sau trăiește, are, are acest, această șansă la, la mântuire și la Hristos. Părinte, v-aș mai, mai, întreba, ne aflăm, iată, așadar, spre capătul acestei călătorii a postului mare și cu această duminică, numită așa, a floriilor, intrăm în săptămâna mare. Săptămână în care știm că avem slujbe atât de, atât de frumoase, nu? avem joia și vinerea, de fapt, în fiecare seară avem denii specifice, dar în mod special joia seară avem denia celor 12 Evanghelii și vinerea avem denia Prohodului. Dacă ar fi să faceți, nu știu, o recomandare, un, un sfat la capăt de drum pentru creștinii din zilele noastre, pentru cei care ne, ne ascultă, care ar fi acesta? Care ar fi gândul din această duminică cu care am plecat? pe ultima sută de metri. Mi-am mi -am amintit în timp ce ziceați, mi-am amintit de un proverb japonez care spune că dacă un drum are 10 pași, jumătatea drumului la pasul al nouălea. Cumva așa simțim și noi lucrurile. Săptămâna aceasta, săptămâna pătimirilor, este o săptămână foarte concentrată. Cred, cred că este o săptămână în care, pe lângă participarea la, la slujbele bisericii, ar trebui să ne îngrijim mai mult la, la a fi tăcuți, la a fi tăcuți cred că e ceea ce ne lipsește cel mai mult în lumea aceasta. Fiecare vorbim, fiecare credem că știm, poate mai e multă nevoie să și tăcem. Tăcerea ar trebui să fie caracteristică săptămâna aceasta care vine și sigur că da, așa cum am spus, și participarea, participarea la Sfintele Slujbe și să ne îngrijim pe lângă cele ale Martei, care vedeți, sunt esențiale, să nu, să nu le mai doar să le clasificăm, să nu le credem că sunt cele mai importante, dar sunt esențiale. Oamenii înțeleg să țină sărbătorile și uh, îngrijindu-se să fie curat în casă, să fie o mâncare mai bună, să se odihnească. Înțeleg să fie și așa, dar să nu fie doar așa. Cred că în cheia asta am putea, am putea să le împlinim și pe cele ale Martei și pe cele, și pe cele ale Mariei. Deci tăcerea cunoașterea lui Dumnezeu prin tăcere, spunea un părinte profesor, nu? părintele George Remete, putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin tăcere și să nu ne asemănăm nu, cu poporul acesta iudeu care a promis mult, vorbărie multă, dar vedem că din păcate s-a răzgândit ulterior. Doamne ferește să ne, să ne asemănăm cu aceștia. Un sfat, uh, un sfat minunat. Le spunem ascultătorilor noștri că o să lăm o pauză muzicală, după care o să-l provocăm pe Părintele Bogdan, dânsul fiind și director al Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie și de asemenea autorul unui proaspăt volum, Îngrijirile Paliative de la Teorie la Empatie, să ne vorbească un pic despre aceste îngrijiri paliative. Vedem Mântuitorul atât prin învierea sa, dar și prin învierea lui Lază, pe care am sărbătorit-o ieri, de fapt, arată, scoate în evidență demnitatea și a trupului, nu doar a sufletului, iar Părintele Bogdan face o, o muncă minunată la acest centru de îngrijiri Sfântul Nectarie și ne-am bucurat are mult dacă ne-ar împărtăși din, din experiențele dânsului. Facem o scurtă pauză muzicală. Dragi ascultători, revenim în cadrul emisiunii noastre, Ortodoxia, Fântâna Vieții, Vă reamintim faptul că invitatul din această seară este părintele doctor Bogdan Chiorian, directorul Centrului din Îngrijiri Paliative Sunt Nectarie. De asemenea, vă reamintim că puteți să transmite întrebările și recomandările dumneavoastră atât pe pagina de Facebook Radio Renașterea, cât și telefonic la numărul de telefon 0264 596 500. Vă spuneam înainte de pauză muzicală faptul că, pe lângă faptul că invitatul nostru din această seară este directorul unui centru, unui spital din, din Cluj-Napoca, acolo unde sunt îngrijiți bolnavi, aflați de cele mai multe ori, dar nu de fiecare dată, într-o fază terminală, Părintele este și autorul unui volum lansat recent, și anume Îngrijirile paliative, de la teorie la empatie. Părinte Bogdan, în primul rând, vă felicităm pentru apariția acestui volum. Să știți că l-am parcurs și am aflat lucruri frumoase, foarte frumoase, la care nu, nu, nu m-am gândit, la abortări interesante. Și într-o primă etapă, din perspectiva creștinului, v-aș întreba ce este îngrijirea paliativă. Ce presupune aceasta? Este într-adevăr un domeniu destul de nou pentru țara noastră, chiar dacă uh, inițial, prin anii 99, a început acest, uh, această mișcare și în România, la, la Hospice Casa Speranței în Brașov, prima dată, și mai târziu și la noi, iată, la Cluj, prin grija vrednicului de pomenire episcop Vicar Vasile Someșanul din 2013. Îngrijirea paliativă, așa ca o definiție mai, mai puțin formală, se ocupă cu asistența pacienților cu boli cronice progresive, adică cu boli incurabile, nu neapărat oncologice, așa cum se știe, și nici într-un caz nu se ocupă doar, așa cum foarte bine spuneați, cu, doar cu pacienți aflați în stadii terminale. În mod foarte corect, îngrijirea paliative ar trebui să fie accesate încă din momentul diagnosticării, cu un diagnostic incurabil. Dacă astăzi ți se pune un diagnostic incurabil, să zicem de cancer, că astea sunt mai, mai cunoscute și mai des întâlnite, în paralel ar trebui să accesezi și servicii de îngrijiri paliative. Și în ce ar consta asta? Dacă ai o suferință oncologică, la un spital de oncologie sau pe o secție de oncologie vei fi tratat uh, în ceea ce privește strict patologia ta, adică vei primi chimioterapie sau radioterapie sau chirurgie sau ce e ce potrivit pentru patologia pe, de care suferi. Uh, doar că uneori vei fi trimis acasă și vei reveni doar pentru administrarea de tratament. Uh, în schimb, rămân consecințele tratamentelor care nu pot fi monitorizate acasă există atâtea întrebări pe care și le pune un om când primești un diagnostic incurabil care nu e o veste tare plăcută și iarăși dacă am face un exercițiu de imaginație cred că toți am avea, am avea niște probleme în momentul în care ni s-ar comunica un astfel de diagnostic de multe ori diagnosticul se comunică pe fugă pentru că specialiști sunt foarte puțini față de, de câte solicitări există și atunci nu există timpul necesar și de multe ori ți se înmânează o hârtie și ți se spune că ai un neoplasm de nu știu care tip de stadiu 3 sau 4 și nu prea ai ocazia să pui întrebări și nici nu-ți vin în minte întrebările chiar atunci în momentul în care ești șocat uh, și atunci dacă ai accesat la servicii de îngrijiri paliative am putea să îți explicăm despre ce e vorba, să fie cineva care să răspundă la toate întrebările. Încercăm și noi să implementăm acest sistem care este în Occident al managerului de caz, adică un om care să preia pacientul și care să-l ghideze prin toate instituțiile și să-i răspundă la toate întrebările pe care le are. Vă dau numai un exemplu. Pacienții oncologici beneficiază și de anumite drepturi care decur din incapacitatea temporară sau definitivă de muncă. Au dreptul la anumite pensii de boală. Ei bine, când o mare află că are cancer, e ultimul lucru la care se mai gândește să meargă să-și obțină anumite drepturi bănești, care, sigur, cât ar fi de mici, sunt, sunt esențiale în contextul unei boli care oricum consumă și financiar pe lângă te consumă fizic și, și psihic. Apoi o altă mare problemă e faptul că tare mulți specialiști în sănătate se concentrează pe partea aceasta curativă. Vrem să vindecăm, de exemplu, cancerul și uităm că, de fapt, pe lângă acest cancer, pe lângă boala în sine, există și alte simptome și cel mai frecvent întâlnit și cel mai greu de stăpânit este durerea. Din nefericire, eu am văzut până acum mai mult de 5.000 de pacienți la noi la centru. Eu n-am întâlnit un pacient care să fi venit cu dureri controlate. Să vină să spună: Eu sunt în stadiu în care sunt mai avansat sau chiar terminal, dar nu mă doare nimic. Ori asta trădează, trădează câteva lucruri. Odată o serie de mituri care planează în jurul medicației opioide, și în special a morfinei. Foarte mulți. Foarte mulți oameni consideră că morfina e un medicament al stelor terminale, chiar și în popor, auzi că se zice, deja i s-a dat morfină ca adică și e gata, e ah, gata. Sensonic. nici vorbă. Există pacienți care au morfină și merg la servici și, și continuă viața absolut normal. doar că la un moment dat durerea nu mai poate fi tratată cu clase inferioare de medicație și trebuie să trecem la aceste opioide majore, care unele sunt foarte ieftine și dacă sunt corect administrate, nu au riscuri mari și nu au reacții adverse care să pună probleme vitale. Și apoi mai un aspect tot legat de durere, parcă tot mai puțini medici sunt care să cred pacienții. Dacă pacientul spune că îl doare, noi o să-i spunem că pe, nu vă doare chiar așa tare. Ori durerea e un simptom și simptomul prin definiție e o chestie subiectivă. De asta noi, noi, și la centru avem, avem o scală durerii cu niște, cu niște, emoticoane de la cel mai fericit până la cel mai trist și pe o scală cumva de, sau pe o scală de la 1 la 10, întrebăm pacientul cât de tare vă doare, îi arătăm în față ori, ori varianta aceasta, scala vizuală analogă sau cealaltă și el alege. El alege, pacientul hotărăște cât de tare îl doare și trebuie să-l credem pe cuvânt. Sigur că la un moment dat în îngrijiri paliative operăm cu un concept deosebit, și anume acela de durere totală. Durerea totală înseamnă o suferință care depășește granițele durerii somatice, fizice, fiziologice. Adică deci, există pacienți care pot să aibă și o durere psihică, pot să aibă și o durere sufletească, pot să aibă și o durere socială. Vedeți sfârșitul vieții, te pune în fel și fel de situații, îți dă fel și fel de gânduri. Uh, unii vor să-și facă un testament, alții vor să-și mai împace din cine știi câte lucruri nefăcute și, și câte și mai câte. Și atunci, în îngrijiri paliative avem avem timpul necesar, avem specialiști, necesară echipa, necesară multidisciplinară care să abordeze global, holistic pacientul, nu doar strict pentru uh, problema, lui, uh, problema lui medicală. Și asta este un lucru esențial, pentru că, credeți-mă, la un moment dat am ajuns să tratăm în prima fază, în primele zile de internare, am ajuns să o tratăm pe o doamnă, să o tratăm cu opioide majore, cu morfină, când de fapt durerea era o durere sufletească. Și când s-a rezolvat această durere sufletească, practic nu s-a rezolvat, dar când s-a verbalizat, când am purtat o discuție firească cu ea, dozele de morfină n-au mai fost atât de multe cât, e, cât erau înainte. Pentru că nu e așa, dar zicem în popor și că singurătatea doare, că câte nu dor. Și să știți că dor chiar la nivel fizic, deci nu-ți nu, nu doar, niște, nu doar niște, niște închipuiri. Așadar, îngrijire paliative, așa că ca, ca un rezumat, um, Asistă pacienții cu boli cronice progresive încă din momentul diagnosticării și, sigur, mai ales în stadiile avansate, terminale, când pacienții noștri vin cu acea expresie pe foaia de ieșire că se află deasupra resurselor terapeutice. Adică, pentru acești oameni, practic, sistemul sanitar de stat, că deocamdată nu există îngrijiri paliative la stat inclus în Cluj-Napoca nu mai poate să facă nimic. Și culmea, nu mai poate să facă nimic tocmai într-un moment în care uh, pacientul are foarte mari nevoie. Chiar dacă nu mai vorbim de vindecare, totuși există atâtea simptome, o simptomatologie atât de agresivă, atât de schimbătoare, atât de versatilă, apropo, cum e firea noastră umană din, din Evanghelie, exact așa e și, și, și boala în ultimele faze. Foarte schimbătoare, încât foarte dificil acasă, cu toată abnegația, cu toată dragostea acasă, e tare, tare dificil să faci față și Consecințele și la nivel social sunt dramatice. Gândiți-vă că sunt membri ai familiei care își iau concedii, își epuizează concediile de odihnă. Am avut situații în care oamenii au renunțat la locul lor de muncă doar ca să stea cu cel bolnav acasă. Nu sunt specialiști și chiar dacă ar fi specialiști, e greu acasă, ești subiectiv, e al tău, vezi lucrurile într-o formă diferită. Apoi apelează serviciile de urgență cu costuri foarte mari și cu eficiență foarte scăzută. Și nu știu, mi-e mi tare teamă ca nu cumva, n-aș în, în, putea să zic un, un număr de ani, dar oricum în 15-20 de ani eu văd lucrurile în două variante, ori într-un fel, ori într altul, ori înființăm centre de îngrijiri paliative încât să, să putem deservi măcar 30-40% din solicitări. La ora actuală, sub 5% reușim să acoperim. Uh, ori vom înființa centre de eutanasiere, oricât pare de, 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 de grav ceea ce spun, e o realitate, pentru că uh, în proximitatea noastră, în vecinătatea noastră, în Belgia, în Olanda uh, și în multe alte țări, uh, centrele de eutanasiere au apărut uh, și... Uh, dacă vreți să, să, să vă, să, vă uitați, să vă informați pe tema asta, principala motivație a celor care solicită să fie eutanasiați, să fie omorâți, practic, despre asta e vorba, să nu mai folosim eufemisme și cuvinte frumoase, că nu i cazul, principala motivație este durerea necontrolată. Deci acei oameni nu mai pot să rabde de durerile. Și să nu ne treacă prin minte cumva, ei că nu sunt așa de răbdurii că ar trebui să rabde, că noi, noi în Ortodoxie, vedeți, nu avem, nu putem să vedem suferința ca având un rol catartic, purificator. Noi nu căutăm suferința. Că spuneați, Adineauri, e foarte important să, să valorizăm și trupul. Ne îngrijim de suflet, ne îngrijim și de trup, dar nu avem faptele milei trupești. Doar nu participă trupul la toate aceste manifestări ale sufletului, nu facem metanii, nu ne facem semnul Sfintei Cruci, nu postim și câte și mai câte nu facem toate cu... le facem cu trup. Cu... Da. Aici aproape că mi-ați ridicat la fileu subiectul, v-aș întreba și de ce în tinda bisericii recomanda să se facă toate aceste îngrijiri paliative. Am văzut într-adevăr întreg volumul cumva că virați foarte, foarte mult spre empatie. Dar cred că ar fi util pentru radioascultătorii noștri să, să știe și ei de ce propuneți acest lucru, de ce întindă biserici în, în preajma biserici. După ce am scris volumul, mă gândeam că poate era bine să-i dau alt titlu, să-i zic de la empatie la teorie. Pentru că exact ca și în, în etica medicală, vedeți, etica precede medicina. Pentru că dacă vorbim de, de primii oameni, cumva etica, moralitatea din om a fost cea care l-a făcut pe om să caute, să aducă alinare semenului său. Nu nu a fost acolo nici curiozitate științifică, nici experimente, nici cercetare științifică și așa mai departe. Aș, așa și aici, cred că biserica e locul cel mai potrivit să ca aceste îngrijiri paliative să fie, să fie dezvoltate, pentru că e probabil singur loc sau deocamdată e singur loc în care ă, grija față de celălalt e cumva ă, făcută cu, cu, acea cu acea grijă ca și cum ar fi față de Hristos. Noi, noi așa, așa tratăm pe cel bolnav, pe cel năpăstuit, cu gândul că Dumnezeu primește ca pentru el lucrurile astea. O abordarea asta ă, e, tare puțin întâlnită în, în mediul sanitar de stat și din nefericire, iarăși... Între puținele optici care rezolvă, nu total, dar în parte rezolvă totuși da. A, durerea. Iarăși revin la, 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 spitale de stat, nu este condamnabil atitudinea lor pentru că, repet, îți puțin specialiști la raportat la numărul de solicitări, de cereri, dar a, a, expresii duceți-i la casă, nu se mai poate face nimic sau acea am spus-o deja deasupra resurselor terapeutice e ca și când cineva ți-ar da, ți da o umbrelă pe vreme bună asta e asigurarea ta de sănătate, o umbrelă pe vreme bună și când vine ploaia ți-ar lua înapoi Ei, eu acum am nevoie, am întâlnit oameni care toată viața lor n-au -au mers la un medic nu a fost nevoie, pur și simplu n-au vrut să facă o carieră din a merge la medic și în ultimele lor zile de viață aveau nevoie poate de, de, de câteva pastile de morfină sau de altceva ca să aibă niște zile tihnite. Doamne, credeți-mă, atât de bine înțeleg acum uh, acea cerere pe care o avem la fiecare liturgie, în care zicem sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere, neînfruntat și în pace, dar fără durere. Vedeți, poate nu întâmplător, nimic nu întâmplător în biserică. Prima dată zicem fără durere și lucrul ăsta și în grijile paliative îl facem. Înainte de orice altă discuție, fie a pastorală sau socială sau psihologică, terapia durerii, pacientul să nu aibă dureri. Și după aceea, sigur că abordăm, abordăm și alte subiecte. Și când m-ați întrebat de ce în tinda bisericii, până la urmă, însăși promotoarea, cea care a inițiat mișcarea aceasta în îngrijirilor paliative, Cicely Sanders, a fost și asistentă socială, a fost și asistentă medicală și apoi în timp și-a făcut și studiile complementare pentru a deveni medic. Și stând la patul unui, unui polonez, la patul de suferință a unui domn care era polonez, David Tasman i-a spus că ar vrea să înființeze o instituție care să facă încă multe, când toate celelalte instituții sanitare spun că nu se mai poate face nimic. Și acest polonez i-a oferit atunci a 500 de lire și i-a înființat primul hospice din lume, St. Christopher, care există și astăzi și uh, banii respectivi a spus că o să-i folosească pentru o fereastră, o să-i ajungă de o fereastră. Și fereastră există și astăzi acolo, cine, cine merge în Londra o poate vedea uh, și este dedicat acestui om care a donat primii bani pentru, pentru un astfel de concept. Sigur, ne rămâne, ne rămâne această dorință, care deja nu-i mai e nu un secret și n a fost de fapt niciodată, de a construi un astfel de centru și paliativ și pentru zona pediatrică pe care legal nu o putem asista putem prelua doar pacienți peste 18 ani și din nefericire sunt solicitări și nu puține la noi ajung mai puține pentru că oamenii știu că la noi sunt doar pacienți adulți dar nevoia reală de îngrijiri paliative pediatrici e una deosebit de crescută și cred că e una dintre cele mai triste zone dar pe care cred că tot așa în bisericii am putea să, să, să o inițiem, să, să o începem cumva și cam în cât timp credeți că sau nu știți? Noi vrem, noi vrem cu, cu, ajutorul Dumnezeu și cu, cu, cu sprijinul colegilor de la, de la centru să, să, începem, să demarăm anul acesta în 2022. Doamne ajută! Să ajute Dumnezeu să, să fie bine. Vedeți, noi suntem acolo la centru mână de oameni tineri. Acum eu deja trec de tinerețe încet, încet, dar am, am colegi foarte tineri Uh, colegul meu secretar, părintele Emanuel, uh, asistenta șefă, doamna Anolaru uh, și, și mai câți, sunt oameni foarte tineri și uh, n-am avut niciună experiență, dar am avut și avem foarte mult entuziasm. Vorba părintelui Metropolit Andrei, să nu ne pierdem entuziasmul. Doamne ajută! Da. Mi-ați făcut o recomandare foarte frumoasă, plecând de la, de la această duminică, Duminica Floreilor, și să începem în călătoria săptămânii mari Întăcere. Să cunoaștem pe Dumnezeu în tăcere. Aproape că ne a propus o călătorie în adâncurile Sinelui, așa cum ne propune adesea părintele Teofil, Tia. V-aș mai întreba legat de a doua parte a emisiunii, din experiența pe care o aveți deja de atâția ani la centru, care ar fi mesajul principal, sigur, sunt mai multe, pe care credeți că ne puteți pune la suflet din experiența dumneavoastră și așa să fie, să ne folosim în această săptămână, dar în toată vremea. Care ar fi un mesaj important? Cred că e cel mai important cuvânt, cuvântul Mântuitorului după Înviere, bucurați-vă, să ne bucurăm de clipă, să ne bucurăm de moment, nu în sensul acela al lui trăiește clipa, dar ba, chiar să -o, o trăim, să o trăim să nu consumăm, să nu pierdem, să nu irosim, să nu risipim, uh, să ne bucurăm de tot ceea ce primim, să vedem în faptul că, că putem mânca, că putem bea un par cu apă, că putem umbla, că ne putem bucura de unele și altele, să vedem darurile lui Dumnezeu. Aparent zicem că e tare simplu, că să vezi darul lui Dumnezeu în toate lucrurile, dar dacă ar fi să, să ne facem, un, sau să-mi fac eu de mine, vorbesc un examen de conștiință, nu știu, când, când i-am mulțumit ultima dată lui Dumnezeu că pot respira singur și că am nevoie ca respirația mea să fie asistată sau altă funcție vitală sau altă funcție a organismului să fie asistată. Este lucruri pentru care unii oameni uh, aflați în, într-o mare suferință mulțumesc și e, e asta, asta e cel mai important. Starea firească a omului stare de mulțumire. Cum se raportează ei? Că bănuiesc că din, din experiența cu ei ați extras această învățătură. Cum se raportează ei la bol, la suferință, la Ultimele clipe, cei care sunt într-o asemenea stare tristă. Să știți că numai noi, cei care suntem sănătoși, putem să avem o percepție atât de gravă și de pesimistă și de neagră asupra bolii și asupra morții. Acum, sigur că nici nu ar fi primit-o cu bucurie la început, dar tot acest traseu, tot acest parcurs al unei boli incurabile, la un moment dat, ajunge să devină așa pe model patristic cercetarea lui Dumnezeu. E tare greu să, să vezi boala ca cercetarea lui Dumnezeu. Noi nu o putem vedea că a ți în funda nasul sau te doare capul și parcă deja ai, ai o, 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 o tură de nervi dar da. minte să, să fii într-o stare o de boală. O mică răceală și zici, exact. ce bine era când eram sănătos. Exact, exact. Apropo, acest model al, al aprecierii lucrurilor după ce, după ce le, le pierdem. Așadar, cred că nu e nu un sfat, nu e nu ceva nou, dar să ne amintim mai des de lucrul ăsta. să ne bucurăm, să ne bucurăm, să nu credem că dacă lucrurile nu se desfășoară după, după filmul pe care noi l-am creat, regia pe care noi am creat-o, să nu credem că se întâmplă cele mai mari nenorocieri din istorie. Deci, așadar, avem tăcerea, să petrecem în tăcere, dar cu bucurie și cu nădejdea dacă Dumnezeu e peste toate, și chiar dacă lucrurile nu se întâmplă așa cum am dorit noi totuși să le apreciem și să, să, ne bucurăm, să ne bucurăm de ele. Dragi ascultători, îi mulțumim părintelui Bogdan pentru frumoasele învățături pe care ni le-a pus, le pus la suflet și mai avem doar 5 minute în care o să îl rugăm să sumarizeze sau să mai adauge ceva, dacă mai are ceva de adăugat, legat de, de duminica de astăzi și de sărbătorile frumoase care, care urmează. Poate, poate esențial asta, asta ar fi să, să încercăm să rămânem statornici. E atât, e atât, de dificil să, să fie așa cum spune, cum spune românul, să fie cum, cum bate vântul. Să fim statornici, să fie așa ce este da, da, ce este nu, nu, să nu fim căldicei, cât că doar nu zice în Apocalipsa atât de grav că pentru că îți știu faptele tale care nu-ți nici reci, nici calde te voi vărsa din gura mea. Adică, Dumnezeu cred că cel mai tare va judeca aceste atitudini, aceste nuanțe de gri, nici de alb, nici de negru. Și la, la ideea asta aș rămâne că statonicia în viața noastră, fie că e vorba de un loc de muncă, fie că e vorba de cineva care învață, fie că e vorba de cineva care slujește sau câte și mai câte în, în toate activitățile noastre să existe, să existe statornicie. Pentru că dacă este statornicie, atunci lucrurile pot să se desfășoare numai numai pe un făgaș bun. Cred că nu întâmplător Mântuitorul zice că vame și, și desfrânatele merg înaintea voastră în Împărăția Lui Dumnezeu. Pentru că chiar dacă e vorba de păcat, totuși acolo există, există o conștiință că eu nu sunt cel care nu, eu sunt cel care nu-i nu bun și uh, conștiința aceasta s-ar putea, s-ar putea să creeze, să creeze anumite, anumite modificări la nivelul ființei noastre. Da, în încheierea emisiunii, dacă tot ați pomenit atât de frumos de vrednicul de pomenire Părintele Episcop Vasile Flueraș, cel care a pus bazele acestui centru și știm cei care sunt la, suntem la Cluj, că avea o aplicare deosebită față de săvârșirea acestor fapte ale milei trupești. Dacă ne puteți spune câteva lucruri frumoase pe care, cu care ați rămas de la Părintele Episcop, știm că ați avut o relație apropiată cu Părintele Vasile Flueraș poate cel mai important lucru pe care, pe care vi l-aș putea spune sau care vine acum mai, mai repede așa în minte este faptul că Preasfințitul Vasile dincolo de echipul foarte blând și care a rămas așa cumva în mintea noastră a tuturor avea această metodologie a rugăciunii și a lăsării în voia lui Dumnezeu la un nivel foarte concret, foarte practic. Doar noi zicem în fiecare dată în rugăciunea al nostru, fie voia ta, Doamne, dar după aceea imediat după ce terminăm rugăciunea începătoare mai facem o rugăciune de cerere prin care cerem să fie voia noastră, să fie cum zicem noi. Aprăsitul avea această metodologie a lăsării în voia lui Dumnezeu și de fiecare dată când lucrurile din punct de vedere managerial, să zicem, sau financiar mergeau mai slab sau chiar foarte prost pentru că o astfel de instituție presupune costuri deosebit de mari, și în acest context pacienții nu, nu plătesc absolut nimic, serviciile sunt 100% gratuite. Preasfințitul întotdeauna ne zicea, oare pe Dumnezeu mai lăsăm să facă ceva? Când ne vedea foarte stresați, adică când mă vedea foarte stresat mai concret, mă, îmi spunea că oare pe Dumnezeu mai lăs să facă ceva sau vrei să faci tu chiar tot. Și da, sigur că, din, poate nu din credință, cât dintr-un respect, nu, nu mai ziceam nimic. Și iată că, deși în 2013 erau 20 de locuri și servicii gratuite și stăteam destul de prost cu bani, astăzi sunt 40 de locuri, toți servicii gratuite. Sigur, situația financiară e în continuare una problematică și din ce în ce mai problematică pentru că uh, colegii mei în comparație cu alte spitale de stat, aș putea zice că fac o muncă aproape de voluntariat în cadrul instituției noastre. Creșterea remunerației ar însemna practic să punem presiune financiară pe pacient care oricum este epuizat și fizic, și psihic, și chiar și financiar în momentul în care ajunge la noi și în acest sens mi-aduc aminte de, de o imagine tare, tare tristă de o familie care adusese pe cineva la noi de la un spital privat din Cluj și care mi-a arătat un card bancar de credit pe care îl făcuse în urmă cu vreo două săptămâni ca pacientul să mai poată rămâne încă 10 zile în spitalul respectiv. Așadar, situații dramatice, dincolo de necazul acesta, trupe și de boala incurabilă și o imposibilitate financiară, și atunci încercăm cu ajutorul lui Dumnezeu. Și cum, cum reușiți? Important, totuși, că orice pacient vine la dumneavoastră, are asigurate toate serviciile de paliație gratuit, de ce surse aveți de venit? Toate serviciile și toate costurile, ce înseamnă medicație, cazare, masă, personal foarte numeros, că avem 45 de angajați la 40 de pacienți. Acum, dacă mă întrebați de surse, în principal, iar aș zice și le-aș și mulțumi pe această cale colegilor mei care înțeleg, înțeleg să Vedeți, până la urmă, cred că ei nici nu-și dau seama întotdeauna, sau nu, nu întotdeauna conștientizează faptul că uh, uh, mersul lor la serviciu sau venitul lor la serviciu e și o formă de milostenie. Apoi, dacă mai și fac cele, cele, a, faptele milei trupești cu pacienții, cu atât mai mult, de o formă de milostenie pentru faptul că au ales să funcționeze în continuare într-o astfel de instituție. Repet, în ciuda foarte atractive oferte de la spitale de stat, unde salariile uneori sunt și de trei ori mai mari, adică vorbim de sume, sume, de diferențe considerabile. Aici, aici e prima, prima cheie. A doua cheie... Este ca și Maria, nu s-a gândit la valoarea... La valoarea mirului, la da. La valoarea mirului. Și la, la semnificațiile și la însemnătate. Îi felicităm și noi pe, pe, această cale. Da. Apoi, sigur, pe modelul, pe modelul Sfântului Petru care a umblat pe mare și uh, care în momentul în care a început să-și facă calcule legate de gravitație a început să se confunde, Prefer și eu să nu fac calcule foarte des. E cumva un comportament antimenegerial și poate l-ar cataloga cineva ca fiind puțin eficient sau chiar deșânțat, neorganizat. Dar încercăm cât putem, nu reușim, dar cât putem să ne lăsăm și noi mai mult în voia lui Dumnezeu. Vorba preasfinților lui Vasile, să lăsăm pe el să facă mai mult. Și iată că, iată că face, deci în mod foarte concret face. De atâți ani centrul da. funcționează, ba chiar și-a dublat capacitatea. Da. Părinte, vă mulțumim tare mult pentru prezența mulțumesc. în emisiunea noastră, pentru sfaturile pe care, pe care ni le-ați dat și iată că pe lângă tăcerea și bucuria de a ne de a aprecia fiecare clipă, mai desprindem încă un sfat preluat de la episcopul, vrednicul de pomenire, episcopul Vasile Flueras, și anume să ne lăsăm în grijă lui Dumnezeu. Trei sfaturi frumoase, vă mulțumim, sperăm să le pună radioascultătorii noștri la suflet în această săptămână și să le păstreze și după, după, după aceea. Vă mai așteptăm cu drag în emisiunea noastră. Mulțumesc cu drag. Vă mulțumim. Îi salutăm și pe ascultătorii noștri și le dorim o săptămână binecuvântată.